Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe prânz, după 12, 1 încolo, da, înțeleg deci... că plouă. Da, da, o să fie 15 grade. 15 grade și plouă. E și la terase până la prânz. Ianuarie, da, ploaie de vară, cum ar veni, ploaie de primăvară. Iar ieri, terasele. Da, a fost cea mai caldă zi de ianuarie din istoria României, adică, mă rog, s-a atins temperatura record, înțeleg, am văzut, am citit undeva, 22 de grade și un pic, peste 22 de grade, la Turnul Măgurele. Și la București au fost peste 20 de grade. Aseară, undeva pe la 8-9, ceva de genul ăsta, nu mai știu cât era ceasul, am ieșit să mă plimb. Erau 15 grade în București. Da. 15 grade. Cu câteva zile înainte erau 2. Planeta s-a dus pe copcă, dar l-am sunat pe meteorologul Silviu Grigore să ne contrazică. Bună dimineața, Silviu. Bună, mai avem vreo speranță sau s-a terminat? Bună dimineața vouă și ascultătorilor voștri. Știți să spune speranța mare ultima. Asta înseamnă că noi trebuie să ne îngrijorăm dacă ea rămâne ultima. Revenind acum la ceea ce spuneați voi, într-adevăr, ultimele două zile marchează, putem să spunem, un eveniment meteorologic deosebit. De ce? Pentru că, într-adevăr, s-au depășit extrem de multe valori record pentru această perioadă, unele care datau de mai bine de 20 de ani. Mai mult decât atât, ne-a surprins chiar... ne-au surprins valorile și ne-a surprins amploarea acestei încălziri prin faptul că recorduri precedente au fost depășite chiar și cu mai bine de 3-4 grade Celsius și peste jumătate, în unele cazuri, dintre stațiile meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie au înregistrat astfel de valori record. Și dacă alaltă ieri s-a înregistrat cea mai mare valoare pentru luna ianuarie, de când se fac măsurători meteorologice la noi în țară, 22,5 grade Celsius. Ieri au fost din nou valori extrem de mari, ba chiar s-au depășit valori înregistrate pe parcursul zilei de 18 ianuarie. Cei drept ieri, mercurul din termometre s-a oprit la 22,3 grade Celsius, tot în lunga Dunării. Iar în ceea ce privește capitala, după 20,6 grade alaltă ieri, ieri 20,9, evident, recorduri pentru zilele respective și, bineînțeles, așa cum am menționat anterior, pentru luna ianuarie. Dar, în continuare a ceea ce spuneați voi despre mașinile curate și ce se întâmplă în orele și în zilele următoare, lucrurile se opresc aici, în sensul în care încălzirea nu va continua. Din potrivă, vom începe să fim martorii unei schimbări în ceea ce privește atât aspectul vremii cât și regimul termic. Adică astăzi, într-adevăr, maximele vor fi ceva mai modeste și practic nu vor mai depăși 17-18 grade. Sunt 17... Când spui modeste, adică este uluitor că vorbim de maxime termice mai modeste în ianuarie, de 17 grade. Exact. Este exact, uluitor. Da, dar să știți că ar trebui să aruncăm o privire către un tablou ceva mai larg. Hai să ne uităm la scara întregii Europe. Spre exemplu, dacă la noi încălzirea a fost și este una excepțională, în vestul Europei vorbim despre temperaturi mult mai scăzute, fapt determinat de o circulație atmosferică ce a adus dinspre latitudini nordice o masă de rece care s-a propagat, s-a extins către sud-vestul Europei până în peninsula Iberică, chiar aproape de nordul Africii, ceea ce a determinat avansul unei mase de aer tropical, un aer foarte cald, dinspre nordul Africii, peste Marea Mediterană, spre sud-estul Europei, în principal. Și cred că este interesant un element de comparație. Ieri, la ora la care în București ne înregistrau aproape 21 de grade la Madrid, pe exemplu, la doar 8. Deci, până la urmă, nu e neapărat o încălzire globală, ci e o zi randomizare, o... Se împarte aleator, practic, pe glob vremea în momentul de față. Adică a nins în deșert, am înțeles, anul ăsta. Exact ceea ce vă spuneam. Da, sunt situații în care dinamica circulației atmosferice este foarte accentuată și se realizează de-a lungul meridianelor, adică practic nord-sud, dinspre zona polară către latitudini sudice, către ecuator, și în acest context se produc aceste schimbări rapide și de amploare. Nu putem să nu acceptăm creșterea temperaturii medii globale în ultimele decenii. Acest lucru este cât se poate de evident, da, da. Iar astfel de episoade evident contribuie la accentuarea acestui decalaj, să spunem, între anii pe care îi trăim și deceniile anterioare. Deci vortexul polar a devenit total instabil.
Vortexul polar, da, este o noțiune intrată recent în dicționarul public, să spun așa, și într-adevăr perturbațiile care apar la nivelul vortexului polar, o zonă în care se înregistrează valori medii ale vântului extrem de ridicate, determină sau favorizează, cu ghilimele spus, schimbări semnificative la latitudini mai sudice prin invazii de aer foarte rece, prin schimbări ale aspectului vremii, îndeosebi în zonele în care aceste pătrunderi de aer rece sunt rapide și se realizează astfel un contact cu masa de aer, cu mase de aer mai calde, mai umede și, evident, în acest context apar și acele căderi masive de zăpadă la care am fost martori, spre exemplu, pe continentul nord-american, spre norocul nostru. Aceste perturbații ale vortexului polar au determinat vreme extrem de periculoasă, putem spune, în alte zone ale globului și nu pe continentul european sau aproape de zona țării noastre, cum de altfel s-a întâmplat în alții ani. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că n-am putea avea, nu? Episoade de ger sau de frig extrem în perioada viitoare. Apropo de perioada următoare, trebuie să remarcăm faptul că estimările pentru următoarele 4 săptămâni emise de către Administrația Națională de Meteorologie arată, conform datelor transmise de către Centrul European pentru Prognoză de Medie Durată, că săptămâna viitoare încă vom avea un regim termic mediu peste cel normal, chiar semnificativ, adică încă rămân valorile termice destul de ridicate, dar cu mențiunea că nu vor mai fi atât de mari precum au fost în această săptămână. Ba chiar începând de astăzi putem remarca o scădere a valorilor termice, în special în regiunile vestice, unde acolo, apropo, la această oră sunt și valori apropiate de pragul de îngheț, în timp ce în sud-estul țării sunt 12-13 grade. Dar pentru săptămânile următoare, adică în prima jumătate a lunii februarie, deja estimările acestea arată că regimul termic va fi mult mai apropiat de cel normal. Practic nu se mai întrunesc condiții pentru advecție, transport de aer foarte cald dinspre nordul Africii peste Mediterana spre sud-estul Europei, ci regimul termic va fi mult, mult mai apropiat de cel pe care îl considerăm normal, adică valorile pe temperatură vor fi apropiate de mediile climatologice, mediile multianuale. Silviu, luni și marți e vacanță, multă lume și-a făcut planuri de ski, unde se poate schia zilele astea? La munte cu certitudine, oriunde? Pentru că va ninge. Majoritatea pârtilor. Uite-mă, în sfârșit vești bune pentru schiori. Pentru că în zilele următoare vor fi, în zile imediat următoare, adică și astăzi și mâine, la munte vor fi precipitații mixte, ninsori pe crește, dar să nu uităm, spre exemplu, că până în această seară, la ora 20, este și un pod portocaliu valabil pentru zonele montane, pentru partea meridională în principal, unde vor fi precipitații în formă de lapoviță, ninsoare, în cantități importante și, bineînțeles, codul portocaliu face referire în primul rând la rafale de vânt foarte puternice, 100-110 km pe oră, așadar atenție celor care se pregătesc să meargă în vacanță, pentru că vremea rămâne totuși un element de care trebuie să țină cont, fără îndoială. Deci weekendul ăsta avem Bucureștiul gol, fraților, o să fie exod la munte, toți schiorii. O să fie acolo, da. Noi n-avem vacanță, Silviu, îți mulțumim pentru toate Silviu. Aceste detalii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.